Pe 24 februarie se împlinesc 2 ani de la începutul războiului din Ucraina, perioadă în care Timișoara a devenit casă pentru 4.000 de refugiați, părinți care au căutat adăpost pentru copiii lor. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara, prin intermediul proiectului Weldy, în colaborare cu alți parteneri, organizează acțiunea După 2 ani, Timișoara rămâne alături de Ucraina. În program sunt cuprinse mai multe activități menite să arate solidaritatea și să transmită mesajul că Timișoara rămâne alături de Ucraina și de cei care au căutat refugiu aici. Programul este structurat astfel. Ora 14, masă rotundă la Biblioteca Universității Politehnica cu lideri de opinie din comunitate, unde se va pune într-un context mai larg agresiunea din Ucraina și impactul acesteia în lume, dar și la nivel local. Ora 16, marșul tăcut pentru Ucraina. Orele 18-19, un moment de reculegere în Piața Victoriei.